În satul Selemei din raionul Cimișlia s-a înrădăcinat o tradiție frumoasă. În luna noiembrie, pe teritoriul localității, se plantează câte un arbore pentru fiecare nou născut pe parcursul anului. În acest an au fost sădiți cu participarea părinților noi născuților 21 de arbori în scuarul grădiniței din localitate. Dacă ați plantat la toți pomii care avem noi de gând să-i plantăm, ministerul rămâne gol. În schimb, o să avem o acțiune frumoasă. Am venit astăzi la acea sărbătoare minunată, împreună cu toți părinții și copiii, în acest an, ca să sădim câte un copășel în amintiri, ca copiii când lor crește, să aducă aminte că copașii sădiți de ei. La acțiune a participat și ministrul mediului Gheorghe Șalaru, care a apreciat inițiativa autorităților locale. Eu cred că lesne ar fi putut să fie preluată această tradiție și de alte sate, nu numai din raionul Cimișlia, dar și din altă parte. Și prin intermediul dumneavoastră, cred că această frumoasă tradiție, de ce nu, să o transformăm într-o tradiție a tuturor comunităților din Republica Moldova. Sădim copaci o alei de tei, pentru că și anul trecut la fel doar copaci de tei am sădit. Anul acesta avem un număr mai mare de copii. Anul trecut am avut 17 copii născuți în acea perioadă. Anul acesta, deci în Selemet, s-au născut 21 de copii, 15 băieți și 6 fete. Suntem foarte bucuroși de această inițiativă și de faptul că suntem în creștere. Acțiunea de plantare a pomilor pentru fiecare nou născut este la a treia ediție în satul Selemet.